Darusele, uite-te unde te-am adus astăzi. Ne aflăm în lumea ta, lumea bebelușilor, Darusele. Mamă, bă, Rafaele, bă, ce-mi place, bă, asta e lumea mea, yay! Gugu, gaga! Da, da, bă, ce fac, bă, Darusele, fii atent, Darusele. Astăzi, după cum poți vedea, ai și tu, uite-te puțin, ce pare, mai, ți se pare familiar locul acesta? Da, parcă asta pare de Bill Battle, așa frumos, cum aveam noi, bă, Rafaele, dar cum ai ajuns, bă, lumea mea? Dar cum ai ajuns, bă, hackerule? Darusele, am folosit un hack ca să ajungem fix în lumea ta și să fie harta noastră de Bill Battle. Unde noi astăzi, Darusele, dacă nu ți-ai dat seama? Până acum o să facem un Bill Battle și fii atent. Vino până aici. Mătura, fii atent, Darusele, vorbește mai tare pentru că uite-te puțin aici. Darusele, ce scrie pe el? Scrie casă de adult, de nu vreau să supra, bă, Rafale, știți, bă, dar uite, ei unde m-a adus? Când ai făcut timp să schimb pe asta, casă de bebeluș, de nu versus pro. Astăzi, Darusele, o să facem o casă de bebeluș de nu versus pro. Și anume, prima rundă unde o să fie de noob, de bebeluș, Darusele, și după o să fie pro, Darusele, și azi a doua rundă, Darusele, avem ca de fiecare dată, nu mai stăm mult la discuții, Darusele, și vreau să te întreb. Rafa, fii antena, bă, Rafaeli, eu ți-am găsit fratele, vino că ți-am găsit fratele. Ce frate mi-ai găsit, mă, tu, bă, Darusele? A, mersi, bă, wow, ce amuzant ești tu, Darusele, deci fii atent, bă, Darusele, uite-te la mine, pentru că, deci Darusele, nu mă mai bagă în seamă, fii atent, Darusele, astăzi o să facem o casă de bebeluș de noob versus pro, prima rundă o să fie casa de noob, după la doua rundă o să fie casa de pro, și tu, Darusele, dacă ne aflăm în lumea ta, ar trebui să te descurci de minune. O să te descurci de minune, Darusele. Stai așa, așa. Yee! Gata, Darusele, începe prima rundă, nu runda de noob, Darusele. Unde să facem o casă de bebeluș, dar de noob, Darusele? Chiar sunt curios cum o să te descurci tu. Eu mi-am luat câteva materiale și o să încerc să fac aici ceva de genul, Darusele. Nu o să fac ceva foarte mare pentru că este. Bă, Rafale, ai terminat? Bă, Darusele, abia am început, cum adică să termin? Ai, bă, Rafale, că pe tine te. Da, Darusele, ma, tu ai terminat 100%. Da, ți s-a întrerupt și microfonul, Darusele, că ai terminat 100%. Chiar tu tai din gură, că dacă nu te bat, ai înțeles? Bine, gata, șeful. Mamă, bă, Darusele, cum am făcut aici? Bă, arată genial cum am făcut asta, sincer, nu mă gândeam, dar bă, o să iasă ceva super, super tare, dar abia aștept, Darusele, să vezi aici, pentru că o să iasă ceva super, super tare. Bă, așa. Și asta nu prea e de noob. Așa, bă, perfect. Da, Darusele, dar nu trebuie să ții la mine, adică mă sperii, Darusele, ce mi se întâmplă? Bine, gata, Darusele, tac din gură, dar să nu mă sperii, așa, deci fii atent, mamă, deci o să fac aici cea mai șmecheră casă de noob, Darusele. O să fac așa mică, nu o să fac foarte, foarte mare, pentru că, bă, Darusele, e de noob, adică n-ar trebui să mă complic. Bă, dar tu... E casa ta, de noob. Da, Darusele, e casa mea de noob în lumea ta, ai dreptate. Nu asta e, sau ce-ar fi? Aia, neguciu, masa aia. Gata, bă, Darusele, am făcut aici o formă din câte observ eu acum. După ce am făcut asta, am observat că de fapt aici n-am făcut nimic gen, l-am făcut așa. Da, e, nu contează simetria asta, dar arată genial, bă, Darusele. Bă, da, bă, Rafaele, bă, da, simetria contează, bă, Rafaele, ești nesimțit. Contează, Darusele, dar aici nu contează, pentru că, Darusele, o să te bat orice ar fi, pentru că, bă, casa arată genial, bă, din punctul meu de vedere arată super, super tare. Chiar am făcut, bă, casa asta nu e de noob, bă, Darusele, adică eu nu știu, bine, poate, cine știe ce ai făcut tu, Darusele, bă, da, bă, zic pe bune, asta chiar nu e de noob, Darusele, e prea mișto casa asta, n-am ce să comentez, Darusele, e prea mișto, atâta zic pe bune. Bă, taci, bă, din gură, bă, cu mincinile tale, du-te, bă, Darusele, da, te întrerup tu, Darusele, că am eu mincini, ok, mamă, cum arată aici, Darusele, am făcut foarte, foarte șmecher, pun aici, acum trebuie să mă ocup de interior, Darusele, și anume trebuie să pun niște lanterne pe aici, trebuie să pun un pat fix aici, pun două paturi, pun aici niște chesturi care arată în felul următor, pun aici niște craftinguri și trebuie să pun în partea asta niște furnale, Darusele, pentru că aici practic se face mâncarea. În partea asta punem niște bookshelf-uri așa foarte frumos. Ce zici, mă? Nimica! Mi-ai zis cumva, sper să te neci, ok? Bine, Darusele, bine. Dacă vorbești așa tot cu mine, lasă că vezi tu. Ok, fraiere, am mai adăugat aici niște frunze, Darusele, în colțuri și aici am pus astea, cum am pus leder-ul aici de design, Darusele, și cam așa arată toată casa. Eu zic eu casă, nu știu, bă, ce mai vrem, Darusele, nu mă lași să termin. Hai, spune, Darusele. Sugus. Ce? Sugus. Mă, Darusele, tu mănânci bomboane acum? Da, deci de-aia vorbești tu, Darusele, așa că tu mănânci. Ce mai vrei? Bă, Rafa, ai terminat? Bă, Darusele, am terminat, adică întrebarea e tu ai terminat, Darusele? Nu. A, păi și atunci, bă, ce bai în comentarii? De ce îmi zici tu mie acum? Fii atent, Darusele, atâta. Hai să mai pun, nu mai pun niciun bon mit pe lângă, Darusele. Bă, mie mi-a ajuns, adică oricum am făcut o genială, chiar dacă e la asta de nu, Darusele. Dar fii atent, eu acum vin la jumătate, bă, și hai, mă, mai repede, Darusele, că nu mai avem timp, gata, nu, cât să mai stai, Darusele. Da, iar a început, Darusele, să la trebuie, Darusele, fii atent, dacă nu termin în următoarele secunde, Darusele, o să mă uit la ea, o să mă uit ce faci tu acolo, deci hai, ai face bine să termin. Așa, și unul, da, până termină, gata, mă, gata.
gata, gata, pe bune? Da, acum intru. Stai, că am uitat ceva, Doamne, Doresele, ce faci mă acolo? Haideți că revenim, Doresele, revenim când ești tu gata, Doresele, te mai las. Gata. Hai la jumătate, Doresele, și fii atent. Prima oară vreau să mergem la tine, Doresele, pentru că oamenii deja au văzut la mine cum arată și oamenii sunt curioși cum arată, adică și eu sunt curios cum arată la tine, Doresele, dar bă, mai vii o dată sau? Gata, bă, Rafael, am venit. Bă, Doresele, gata, ai venit, acum prima oară mergem la tine ca să vadă și lumea. Nu, Doresele, vrea și lumea să vadă cum ai făcut tu și tu. Da, ce? Am înțeles, am înțeles. Așa. Bă, Rafale, mamă, bă. Așa, bă. Bă, dar Doresele, bă, și aici folosești invizibilitate, bă, bune. Ce faci tu acolo? Bă, Doresele, bă, hai mă, du-te, mă, de aici, Doresele, nu mai fac nimic cu tine, papa. Bă, Doresele, gata, fii atent. Acum vreau să te uiți din jur împrejur, să-mi spui cum arată, Doresele, și să mă întreb ce vrei tu să afli despre casa asta. Vreau să intri și în interior, Doresele. Uite-te așa. Bă, arată genial, bă, Doresele. Nu știu ce ai făcut tu mai. Bă, ce urât, hai, da, Doresele, chiar sunt curios ce a făcut Doresele, pe bune, dacă reacționezi așa, Doresele, chiar sunt curios ce ai făcut tu, deci fii atent. Cam așa arată, Doresele, ce părere ai? E bună. Mă, Doresele, dar mie mi se pare că tu când am ajuns aici în lumea ta, că suntem în lumea ta, Doresele, chiar te comporți ca un bebeluș, adică pe bune. Ok, mă, fii atent, hai, bă, la mine, hai, că te aștept. Da, clar, iar folosești invizibilitate și astea. Bă, Doresele, vreau să te întreb, bă, dar tu nu dai o notă, bă, la ce am făcut noi aici, Doresele, nu dai o notă la casa mea, trebuie să dai o notă, Doresele, lumea așteaptă în comentarii, lumea așteaptă acum ca tu să dai o notă. Nu, a, nota de clasic, tu scrii acolo în comentarii cine o te dați, că după Doresele, după bă, gata, am înțeles, nota 2, nota 6, nu contează oricum, oamenii decid acolo în comentarii, pentru că tu nu dai notă. Bă, Doresele, ți-am să nu mai vorbești peste mine, ce nu înțelegi? Dai și gură, bro, fii-te, Rafa, vrei să-mi ceva? Iar folosi, bă, Doresele, nu-i amuza, mă, nu, mă, Doresele, trebuie să facem așa frumos, în short, să vadă lumea foarte frumos, Doresele, ce faci tu aici, vrei să-mi distrugi tu casa, nu? Bă, Rafa, ce e? Nu, Doresele, trebuie să facem frumos în short, nu distrugi nicio casă, Doresele, că asta trebuie să vadă lumea, gata. Wow, foarte amuzant, Doresele, revenim la runda următoare, de fapt revenim să vedem ce a făcut Doresele. Nu, am închis el. Doamne, Doresele. Ok, Doresele, acum este runda ta, Doresele. Este, acum vreau să văd ce ai făcut, Doresele. Chiar sunt curios dacă ai făcut mai bună decât mine, Doresele, că ai sau mai mult, sincer. Hai, prima oară asta este bună, hai. Mă, ce asta, turtle și așa. Da, bine, hai, arată, Doresele, hai să vedem. 3, 2, 1, și... Mamă, ce... Mamă, Doresele, vezi că arată, bă, chiar arată, chiar... Bă, Doresele, chiar arată mișto. Și ce aici? Ai făcut trambulină, bă, Doresele, ia... Au și stai, 3, 2, și... 2, 1, și... Mamă, Doresele, mamă, cât de tare ești tu, Doresele. Bă, dar asta e de noob, Doresele, tu ai făcut-o deja de pro? A, nu, bă, Rafa! Chiar sunt curios ce să faci tu la pro, Doresele. Dacă asta ai făcut, hai să vedem ce ai făcut tu aici. Ok, dar în interior nici nu prea e nimic. Ok, păi și asta e atâta, aici e apă. Mamă, Doresele, ți-ai făcut piscină, ți-ai făcut... Bă, asta ți-ai să... Bă, scrisul acolo în comentarii dacă vi se pare asta de noob. Uitați-vă câte chestii a făcut, Doresele. Are și piscină, are și trambulină, are de toate. Bă, Rafa, ajută-mă! Da, foarte amuzant. Doresele, scrieți-mi acolo în comentarii ce notă. Doresele, eu să-ți dau nota, Bă, Doresele, pentru că e de noob, Doresele, și nu respectă tema, adică mie nu mi se pare. Asta e. Asta e de noob, Rafa. Nu mai țipa, bă, Doresele, ai prea multe, sunt prea multe facilități în ea, Doresele. Ai și trambulină, ai și piscină, Doresele, câte lucruri mai pui în ea? Rafale, la, de nu o să fac mai bun, o să pun mai multe, Rafale. Păi da, exact, asta a fost de pro la tine, am înțeles. De nu, adică de nu. O să stau nota 7, pentru că, Doresele, pe mine nu mi se pare de nu, adică să scrie lumea în comentarii, ți-aș fi dat 8, Doresele, dar nu, ok, atâta, Doresele. Easy. Acum trecem la runda a doua, unde o să facem o casă de bebeluși de pro, Doresele, și chiar sunt curios ce o să faci tu acum, Doresele, pentru că la aia nu mai făcut foarte șmecher, dar se da pro să nu... Hai, oare, de la cursă, dă-i. Bine, băi, oare, am câștigat cursă. Ce ăla face? Da, Doresele, deci tu acum te-ai pus să joci pe calculator cu eu. Am înțeles, deci fii atent, Doresele. Acum o să facem casa de bebeluși de pro, Doresele, și chiar sunt curios ce o să faci. De prost ești tu, Doresele. Deci fii atent, Doresele. Chiar sunt curios ce o să faci tu. Nu mai vorbi peste mine. Chiar sunt curios ce o să faci tu la asta, pentru că la aia de nu, Doresele, bă, ai făcut-o cam șmecheră, bă, Doresele. Ok, o să mă bați, Doresele, dar nu înțelege lumea ce vorbești tu dacă vorbești peste mine în continuu. Ok, nu pas, hai, fac-o, frate, fac-o. Doresele, gata, m-am apucat să fac aici foarte frumos, Doresele. Eu zic că o să fie cea mai șmecheră chestie, Doresele, atâta zic. Bă, Doresele, exteriorul aproape l-am terminat. Adică am făcut aici casa cum ar veni tot proces. Procesul ăsta mi-am de făcut în interior și vreau să... Doresele, chiar sunt curios, ce ai făcut tu acolo de tocânță așa, Doresele, tu ai terminat? Da! Ai terminat, super, deci fii, Doresele, lasă-mă să vorbesc aici, că trebuie să audă oamenii foarte frumos. Am făcut asta, după să mă ocup de interior, iar după aceea va trebui
să fac o grădiniță și mai multe chestii pe aici prin exterior, să se vadă frumos darusele, pentru că este de pro, trebuie să fie foarte, foarte tare darusele. Bă, dar nu mai vorbi așa, că oricum nu te auzi darusele și mai rău interferențele să se audă foarte, foarte urât. În fine. Deci cam așa arată și interiorul și acum trebuie să ne apucăm. Dar înainte să fac prin interior, vreau să pun pe aici niște chestii. Cum ar veni? Vreau să fac și gard, vreau să fac și lumină, să pun mai multe chestii pe aici. O să vedem ce o să facem. Iau materialele acum și revenim. Darusele, ai ceva de spus? Da. Da, darusele, poftă bună. Gata și acum darusele, o să fac pe aici foarte frumos. În primul rând vreau să fac aici ceva de genul așa și să punem aici niște flori. Punem așa foarte, foarte frumos, să facem așa, să arate, să arate. Da, foarte, foarte frumos, darusele. Ai dreptate. Da, darusele, mă mai îngâni mult? Da, foarte, foarte frumos. Am înțeles, darusele. Deci cam așa o să arate. Cred că o să mai pun aici, o să mai pun și prin părțile astea. După aceea vreau să mai pun și niște de astea. Cred că deja încep să pun aici. Oare să fac așa? Hai că fac așa, fac așa. Hai că fac așa. Da, darusele. Da, bă, Rafaele, și am terminat. Da, cred că cu darusele nu o să putem să facem nimic. O să termin eu asta și ca să se bătrească și darusele, că n-am cum să fac așa. Cam așa arată momentan. Am făcut și curtea. Vedeți aici foarte frumos scrie casa de bebeluși de pro a lui Rafael Găi. Intrați pe aici foarte frumos și intrați în curte. Aici în curte vreau să mai fac niște chestii acum. O să mă gândesc ce am de gând să fac. Să vedem ce o să facem. Pe aici am pus niște chestii. Cam așa arată tot procesul. Adică eu zic că arată super, super tare. Arată drăguț așa, sincer, mie chiar îmi place cum arată. Dar acum să vedem ce o să mai facem. Cred că o să fac o fântână undeva pe aici și să văd ce mai fac altceva. Mama, scris, dar o să încerc, dacă nu dai like și subscribe, o să te mănânc. Deci da, să facem treaba asta, pentru că dar nu mă mai aude acum că m-am pus pe difen, că știți că dar se da, vorbește așa peste mine, nu mă lasă să termin ce am de zis. În fine, da, m-am pus, dar uite ce a scris Darusel. Dacă nu dai like și subscribe, o să te mănânc. Are dreptate Darusel, dacă nu dați like și subscribe, bine, cine știe, poate vă mănâncă, dar Darusel, dacă n-are burger, poate apelează și la voi. Am făcut aici o fântână și acum vreau să fac un copac cu un leagăn. O să fac acum repede un copac foarte, foarte șmecher așa. Repede vedem, facem aici, rendem așa să arate cât mai bine și o să facem un leagăn. Vreau să-l punem undeva în partea asta, pe undeva de genul. Ah, ok, deci am făcut treaba asta aici și eu zic că aici ar trebui să fie leagănul. Cred că ar da bine aici dacă îl pun în partea asta ceva de genul cam așa. Eu zic că ar fi minunat. Deci da, cred că da, cam așa arată leagănul. Ăsta eu zic că arată bine, e genial, sincer, adică chiar arată bine. Dar aș vrea să nu fie chiar așa. Da, nu, că n-am ce să fac. Deci cam așa e lipit de ăsta. Sau de fapt dacă pun așa, cred că da, o să las fix așa. Și acum trebuie să mă ocup de acest copac, să-l fac să arate cât mai frumos, să arate cât mai șmecher, pentru că până la urmă trebuie să fie ăsta de pro. Și vreau să fac aici ceva de genul așa. Eu zic că arată bine cu culoarea aceasta, cu rozul acesta. Eu zic că ar da bine așa copacul. Punem aici frunzele, foarte, foarte frumos. Mai punem frunze și pe aici, pe unde este leagănul și toate alea. Bă, eu zic că arată genial așa. Adică mie chiar îmi place. Scrieți acolo în comentarii dacă vă place și eu zic, bă, cred că las așa. Arată ok. Și de fapt, haideți să mai pun eu ceva aici așa, să arate puțin mai așa. Cred că e mai bine, sau de fapt dacă mai dau și în partea cealaltă asta, că văd că pe aici nu prea am făcut cine știe ce. Așa mult așa, bam 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 bam. Și cam atât. Cred că ăsta o să fie, da, cam atât o să fie. Așa arată totul. Asta este toată curtea și casa și acum trebuie să ne ocupăm și de interiorul casei. Trebuie să iau niște materiale acum, să vedem ce o să punem pe aici. Întâi vreau să iau niște carpete. Vreau să punem ceva de genul așa, pun aici random să fie aici la jumătate. Cred că mai iau un carpet de altă culoare. Iau ceva pe alb așa, eu zic că ar arăta mai bine aici la jumătate. Și în partea aceasta să fie albastru. Ceva de genul. Cred că așa las. Eu zic că arată ok. Uți. Nu știu dacă l-am pus simetric. Ah, ba da, e simetric. E perfect. Arată chiar foarte bine. Și acum trebuie să mă cum să fac pe aici. Să vedem ce o să punem. Revenim imediat cu toate materialele și o să fie super, super tare. Abia aștept să termin și chiar sunt curios ce a făcut și Darusel. Gata, am terminat și interiorul și acum haide să vă prezint. Vă invit aici în casa mea, în casa de pro de bebeluș. Și cam așa arată. Am făcut aici un enchanting table. Aici bine sunt două. Așa arată o zonă foarte, foarte mișto de enchant. Aici niște crafting-uri puse așa, barrel-uri, chesturi și patul aici. Aici este o masă și aici este bucătăria. Practic o masă foarte frumos. Arată foarte, foarte bine o masă așa de sticlă. Și aici avem un televizor și aici este box. Acum ar veni să avem aici, se audă foarte, foarte bine. Și cam atât este. Nu o să fac mai multe detalii. Eu o să zic că deja am făcut foarte, foarte bine. Ceea ce mai trebuie să mai fac, uitați că acum mi-am dat seama, trebuie să mai pun pe aici niște lumine în casă. În casă nu avem absolut. Ai, deci avea Darusel cu invizibilitate. L-ați văzut cum a venit pe aici, în fine. Da, uitați-vă puțin. Ce, bă, ziceți că parcă îmi face el un prank, în fine, nu mai contează asta. Și acum aici o să pun chestiile astea în felul următor. Și eu zic că arată cât de cât bine. Acesta punem și în partea asta fix așa. O să punem și aici așa și cam atât.
cred că e totul să pun aici în cul și da, nu o să mai fac absolut nimic. Uitați-vă puțin la Darzilin, e undeva pe aici, nu știu unde s-a pus, dar acum haideți să revenim și la el, că chiar sunt curios ce a făcut el, că dacă da, stai puțin. Acum am dat eu seama, ia stai puțin că eu pe Darzilin la întrebări, că nu se mai poate pe bune. Mă, Darzilin, stai puțin, acum mi-am dat seama, tu ai venit aici cu invizibilitatea prima oară, am zis ok. Dar acum am dat seama că tu de fapt, Darzilin, mi-ai văzut ce construcție am făcut, bă, Darzilin, tu-ți bagi de mine? Bă, ce, Rafale, bă, ce rău, Rafale, ce rău? Da, normal, Darzilin, normal că nu recunoști. Dar cum să recunoști? Dar pentru asta, Darzilin, o să scad un punct, Darzilin. Bă, Rafale, chiar ești ce, bă, Rafale. Bine, gata, nu scad nimic, nu scad nimic. Oricum, Darzilin, nu o să faci mai bine decât mine. Asta e clar, oamenii o să decidă în comentarii, dar fii atent, Darzilin. Eu am terminat. Nu mă crezi. Nu mai se prezint, încă nu mă crezi. Bă, și prietenii se cred între ei. Da, Darzilin, la ce prieteni ești tu, am înțeles. Deci fii atent, Darzilin. Prima oară o să mergem tot așa la mine pentru că l-ai văzut, Darzilin. Dar, bă, Darzilin, stai puțin, dacă tu ai venit la mine, tu ai terminat cumva construcția, că de ce vii așa la mine? Să ce să faci, să te inspiri de la mine? Bă, nu eu, bă, Rafale, du-te, bă, dar să gata, nu mai faci poți tu vorbești normal, că vreau să te auzi normal, dar să le vreau să te auzi perfect. Și acum eu zic că am terminat, vreau să te întreb dacă tu mai ai ceva de făcut, sincer. Eu da, bă, eu mi-am de făcut, ce? Gata, bă, dar să le vreau să, bă, pe bune, dar să le ai terminat sau nu mai mult? Nu. Ah, ok, deși atent, dar să le, eu am terminat, o să vin acum la jumătate. Te aștept aici, dar să le, până termin tu, dar să le, vreau să rog lumea în comentarii să dea o notă la ce am făcut eu. Ok, ai construcția, ai făcut tot înainte, bine că s-a văzut aia și nu cealaltă, dar să le, chiar sunt curios cum ai făcut, pentru că tu, bă, dar să le, ai făcut aia de, nu, dar să le, ai făcut-o cam de prost, sincer, și chiar sunt curios ce o să faci acum. Ok. Acum mergem prima oară la mine. Ai venit, mergem la mine, pentru că tu oricum deși ai văzut că ai folosit invizibilitatea și cam așa arată, dar o să le împarte. Mamă, bă, Rafale, ce frumos e, bă, Rafale, de foarte urât, bă, Rafale, uite-o așa cu ăsta, Bă, dar să le, vino mai aproape că nu te întrerup, dar să le, fii atent. Deci am făcut aici casa de bebeluși de pro al lui Rafael G. Te invit să intri așa frumos aici pe ușă, dar să le intră, mă, ce mai faci, mă, dar să le intră pe aici, pe aici. Casa de bebeluși de pro al lui Rafael, stai, de pro al lui Rafael G, nu este de nu al lui Rafael G. Bine, dacă asta e de nou, înseamnă că tu o să pierzi, dar înțeleg, practic, la mulțumim, serios, bine că ai făcut așa și cam așa arată, dar stai puțin, nu intra în casă, prima oară vreau să-ți prezint în partea asta, dar să le, uite-te, am făcut aici o mini fântână, așa arată foarte frumos aici, stai aici, frumos, la răcoare, la iarbă verde, foarte frumos aici, dar să le, la fântână, la... Ok, dar să le, gata, nu mai contează asta și în dreapta avem leagănul pe care l-ai văzut tu deja, l-ai testat și acum haideți să intrăm înăuntru. Dar înainte de toate, Darzile, uite-te din jur împrejur să vezi cum am făcut și vreau să-mi spui ce note îi dai tu la casa aceasta, Darzile, cum așa la curte și din exterior, tot ce vezi din exterior, Darzile. Rafale, fii antino, o să zic la final, chi, hai, vino. Bine, zic la final, acum intri în interior și cam așa arată interior. Da, Darzile, pentru asta ai minus 2 puncte, așa am înțeles, aici se află televizorul, aici se află bucătărie, ai scos ăsta, Darzile, bravo, deja mănânci tu astea, am înțeles, fii atent, aici masă, aici patul, aici încentul și toate astea, Darzile, și până la sclavule, adu mâncare, că mi-e foame. Uite, Darzile, ia-o de aici, de pe ăsta, ia-o de aici, gata, asta e mâncare, așa, bravo, pui acolo, bă, ce faci, Darzile, iar ai super puteri, de-alea? Da, hai, uite, stai, ok, arată, ia ce aici, un cheese, două cheese-uri, două paturi, două bareluri. Bă, ce, atâta, Darzile, asta e tot. Atâta? Pe ce vrei să mai fac? Bă, du-te, bă, de aici, bă, Rafale. Dar Darzile, gata, bă, Darzile, nu mai faci mișto. Vreau să-mi spui ce notă îi dai, o notă sinceră, Darzile, o notă sinceră. Pă, bune, la un moment, vreau să-mi spui nota ta, lasă asta și spune nota, hai. 3, 2, 1, ce notă dai? Pentru, bă, Rafale, pe interior îți dau nota 5 și pe exterior îți dau nota 6. Wow, foarte amuzant, Darzile, bă, dar poți să vorbești tu ca lumea, la un moment, mai serios, acum vorbesc serios, poți să vorbești ca lumea? Ok, și fii antenă, bă, Rafale. Da, am înțeles, Darzile, hai, gata, oricum, luăm nota să știe care o să fie de la oameni, acum vreau să mergem la tine, Darzile, vreau să văd ce ai făcut. Hai, mă, Darzile, vreau să văd ce ai făcut tu aici. Ok, mamă, care, Darzile? Deja din ce văd, Darzile, e mai asta e aia, dar nu practică. Uite-te cum arată aia pe lângă asta, Darzile. Asta ți se pare mai mișto? Da, bă, taci, bă, Rafale, uite, asta e palat frumos de bebeluși. Este palatul bebelușilor. Yay! Da, palatul bebeluși. Bă, ce mai aici, bă, Darzile? Ce ai făcut aici deasupra? Ai făcut Spider-Man, Darzile, ce faci tu aici? Rafale, vino, fentele, vino. Ce vrei? Uite, ești gata, fentele, uite, tabulie, da, ai făcut aia propulsare, Darzile, wow, cât de tare, Darzile, te pui aici în jumate și te duci în sus, Darzile, mamă, hai că te-ai dus nicăieri, fii atent, hai să mergem, lasă, mi-arăți după, acum vreau să văd ce ai făcut în interior pe aici, hai să mergem așa, Darzile, prezintă-mi, arată-mi camera asta prima oară că am deschis ușa. Ok, uite, asta este camera de gaming, băi, alu, bă, am văzut,
nu mai sufla bă așa microfon, dar le-am văzut niște căței acolo, în fine, camera de gaming, mamă cum arată asta, bă, mamă, vezi că e interesant sistemul cu left-ul aici în spate, chiar îmi place cum arată. Da, ce camera e de gaming asta, că e doar un televizor, dar răsele. Hai, Buratino! Da, clasic, dar în episodul ăsta vă căci bate joc de mine, au înțeles, dar hai să vedem, cine sunt căței ăștia, ăștia cum intră, cum ies de aici, dar răsele? Uite așa, hai, picior, fiatele, stai, 3, 2, 1, picior, ok, hai, acum, ce mai ai făcut lume, bă, dar ăștia n-au ochi, dar bă, ăștia n-au față, au doar ochelari, ok, am înțeles, așa, să vedem ce mai ai făcut tu aici, bă, ce faci, mă, dar răsele, bă, asta ți se pare, toate astea levitează, stau în aer, dar răsele, ce e așa, wow? Nimica, bărafele, fii antenă, bărafele, eu am o surpriză pentru tine. Hai, mă, ce surpriză mai mă, dar răsele, ia arată-mi, arată-mi surpriza, hai să mergem afară, vrei să-mi arăți chestia aia și vreau să văd ce e aici, dar răsele, ce ai făcut aici, dacă mă pun aici, ce se întâmplă, dar răsele? Nimica, bărafele, fii antenă, eu vreau ca tu să stai aici. Unde? Aici, și eu să-ți dau asta. Așa, și ce fac, gata, mi-a dat 1000 de ori același lucru, mă, ce, mă, ce vrei, mă, dar răsele, să faci? Hai să ne batem în gard! Da, foarte amuzant, dar răsele, ce să zicem, scrieți-vă acolo în comentarii cine a făcut mai frumos, care construcție vi s-a părut cea mai bună din toate patru pe care le-ați văzut, dar răsele, nu știu ce să mai zic pentru tine, hai pa, hai, du-te de aici, hai că te bat, dar răsele, orice ar fi, o să pierd, dar răsele, o să mor, eu nu dau cu astea, dar o să pierd, dar răsele, nicio șansă nu ai, în fine, cam atât a fost cu acest episod, nu uitați să vă abonați, dați acolo un like, să scrieți care construcție vi s-a părut vouă cea mai bună construcție, pa, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.